Zilele trecute, mii de elevi din toată țara au participat la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare de Limba și Literatura Română și Religie, Cultură și Spiritualitate Românească, un concurs de excelență organizat anual de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare județene, unitățile școlare subordonate, în parteneriat cu instituții de învățământ superior și de cercetare din țară, dar și cu instituții ecleziale și de cultură. În funcție de nivelul de studiu, copiii au analizat prin subiectele propuse frumusețea sacră a lumii. Ne spune mai multe despre modul de desfășurare al concursului domnul conferențiar universitar dr. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației, Disciplina, Religie. Bine ați venit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! De ce încă un concurs pentru elevi în condițiile în care știm foarte bine avem Olimpiada la Limba și Literatura Română și avem și Olimpiada la Religie? Da. Cred că dacă ar fi să vorbim de particularitățile vieții pe care o trăim, la nivel internațional stăm sub semnul globalizării. Și totodată cred că nu greșesc dacă spun că și în ceea ce privește paradigmele educaționale, lucrurile stau tot cam pe acolo, având în vedere că din ce în ce mai mult paradigma educațională se pliază pe ceea ce ne oferă viața de zi cu zi. Și atunci, evident că și în ceea ce privește aptitudinile, deprinderile pe care le urmărim în cadrul exercițiului educațional, vizează și trecerea unor frontiere între discipline, poate mai mult decât oricând. Ar fi o altă perspectivă, dacă pot să spun așa, în ceea ce privește felul în care ne raportăm la cultura și spiritualitatea românească și la relația între cultură și credință în perspectiva mileniilor de credință. Cu alte cuvinte, eu cred că nu putem să vorbim de cultură, de spiritualitate românească, fără să facem referire și să observăm implicațiile și valențele vieții religioase. Dacă ne ducem în spațiul european, lucrurile stau tot pe acolo, pentru că știm cu toții că, efectiv, cultura și spiritualitatea europeană, dincolo de filozofia greacă, dincolo de administrația latină, romană, este fundamentată pe actul credinței și pe ceea ce ne-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa și Evanghelia sa. Așadar, revenind, mi se pare firesc ca într-o lume care se deschide înspre abordări interdisciplinare și la disciplina religie să vedem care este impactul credinței asupra unui fel de a fi, de a gândi, de a scrie, de a te raporta la viață. Și de ce nu să vedem cum un anumit tip de cultură, de literatură, care este frecventată de către elevi, lasă o amprentă și un anumit fel de a fi și favorizează, dacă pot să spun așa, elementele de creativitate care duc înspre spațiul vieții religioase. Cu alte cuvinte, vorbim de o complementaritate care conturează frumos personalitatea și caracterul tinerilor noștri. Este o abordare, așa cum am spus, internațională și cred că suntem în ton cu provocările lumii contemporane. Dați-ne câteva exemple dintre aceste subiecte pe care le-au avut de tratat copiii. În prima parte se pune accentul pe limba și literatura română, iar în a doua parte se alege un text religios. Aceste subiecte, aceste teme au fost gândite din perspectiva frumuseții creației, din perspectiva relației între sacralitate și profan, din perspectiva iubirii între oameni, din perspectiva creativității. Cu alte cuvinte, finalitățile acestui concurs vizează și comuniunea la nivelul clasei de elevi, comuniunea între tineri, dar în egală măsură și cum învățăm să fim într-o formă de părtășie și de comuniune unii cu alții. Bună oară au fost subiecte în care am învățat de la Părintele Stăniloae că atunci când îl iubim pe celălalt, când îl iubim pe semenul nostru, indiferent de calitățile lui, nu facem altceva decât să aducem un respect față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de Tatăl nostru cel Ceresc. Am învățat de la Părintele Pârian Bunăoară dintr-un text în care ne spune că, efectiv, atunci când asumăm și când iubim pe ceilalți oameni, iubim cu calitățile și cu defectele lor, încercând să ne îndreptăm și defectele noastre și ale lor. Am încercat să vedem și să învățăm cum literatura de inspirație sacră creează porți și deschideri pentru fiecare dintre noi pentru a înțelege viața și darurile vieții. Bună oară, cu toții căutăm fericirea și cu atât mai mult la tinerețe. Doar că din perspectiva creștină învățăm că fericirea și bucuria de a trăi trebuie să o simțim în toate etapele vieții. Bună oară, vedeți, Sfântul Sinod anul acesta a acordat o atenție deosebită pastorației vârstnicilor.
Cum să fii fericit chiar la o vârstă înaintată, chiar la o vârstă când poți să te simți mai singur? Cum să găsești surse și resurse prin care să fii fericit? Ei bine, lectura textelor sacre și, în general, literatura vine și ne ajută în acest sens. Dar, sigur, în subliminal, gândind lucrurile, acest concurs ne determină și spre a conștientiza și cei maturi și cei tineri ce înseamnă valorile credinței. Și aici, evident, că putem să-i cităm pe Sfinții Părinți, dar în special vă rog să vă gândiți la psihologii cognitivi care sunt la modă, sunt citați de psihologii zilelor noastre. Bunăoar, un Seligman care spune că atunci când ai anumite valori pe care le asumi prin perspectiva credinței sau pornind de la paradigma credinței, deja ești pe o treaptă, pe un pas, înspre a-ți identifica elemente de fericire și de bucurie. Identificându-ți anumite valori în care crezi și pe care le propovăduiești, evident că treci la o etapă superioară care ține de autoevaluare și poți să-ți vezi anumite daruri, anumite competențe. Ori dacă în viață înveți ca zi de zi, treaptă cu treaptă, să promovezi, să fructifici, să fii creativ și să sporești talanții, ajungem la ceea ce Mântuitorul ne învață în pilda talanților. Și, desigur, mergând mai departe, experiența creștină și educația creștină oferă șanse pentru orice etapă de vârstă, pentru orice categorie socială și pentru oamenii de diferite orientări religioase, pentru că noi învățăm, citind textele sacre, că putem să vedem cum viața de zi cu zi, o viață care ne trimite către veșnicie, provocările științei de astăzi se duc și în zona, să spunem așa, eutanasierii morții. Desigur că rămâne o utopie. Din perspectiva credinței, Mântuitorul Iisus Hristos a învins moartea și cu moartea pe moarte călcând dăruia viață și celor din adâncul și celor din morminte. Și atunci vorbim de o metamorfozare a provocărilor care țin de viața de aici, pe care avem veșnică în viața de dincolo. Dacă ne uităm în perspectiva sinaxarului, a calendarului, a liturgicului, i avem sărbătorit zilele acestea pe Sfântul Grigore Palamal, am avut și îl vom sărbători pe Sfântul Simeon Noul Teolog, îl vom sărbători pe Sfântul Ioan Scărarul și așa mai departe. Ce înțelegem de la acești oameni sfinți și foarte profunzi în gândire? Am învățat încă de acum 1000 de ani de la Sfântul Simeon Noul Teolog ce înseamnă forța și puterea rugăciunii, ce înseamnă pomenirea numelui lui Iisus. Am învățat de acum 700 de ani de la Sfântul Grigore Palama ce înseamnă darurile și lumina credinței prin care putem înțelege locul nostru în lume, faptul că aripa protectoare a Duhului Sfânt are grijă de lumea întreagă și de fiecare dintre noi, și mai mult decât atât, că trebuie să conștientizăm această bucurie, conștientizând-o, schimbăm un fel de a fi și de a percepe și viața și ceea ce ne înconjoară. Ce înțeleg copiii din toate acestea? Eu cred că copiii din toate acestea înțeleg în primul rând faptul că fiecare dintre noi avem un loc în istorie, că fiecare dintre noi avem o valoare aparte și că fiecare dintre noi suntem un unicat. Și atunci eu cred că ei încep să devină creativi, conștientizăm, să le fructificăm darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi și că viața merită trăită și că este bine să căutăm bucuria, fericirea, pentru că efectiv nu greșim. Și bucurându-i pe alții, ne bucurăm și pe noi. Este un concurs, o olimpiadă, care vizează și comuniunea. Și este un concurs, o olimpiadă, care te trimite către adâncimi, către profunzimi și care uneori, prin lectură, ne determină pe fiecare dintre noi să ne rupem uneori de valurile de informații care vin în cascadă și nu întotdeauna ne ajută și ne liniștesc. Învață copiii din perspectiva acestui concurs că viața merită trăită și că nu este haotică. Știți, filozofia greacă apărea conceptul de pantarei, totul curge. Și cum spunea și înțeleptul Solomon, deșertăciune, totul este deșertăciune, te gândești ce e valoare în contextul zilei de astăzi. Evident că uneori în Antichitatea Latină am găsit și întâlnim sintagma carpe diem, trăiește ziua, astăzi vedem ce este, vom vedea mâine cum va fi. Din perspectiva creștină responsabilizăm și învățăm la acest concurs că putem să înveșnicim și timpul vieții noastre și zilele și anii până și fiecare clipă. Și atunci, din ceea ce au scris copiii, am înțeles că ei de multe ori pot să fie mai profunzi decât
îi înțelegem noi a fi profunzi, că pot să fie mai preocupați de valorile spirituale decât credem noi și ce am mai înțeles, copiii sunt foarte atenți la bucuriile, dar și la problemele noastre celor maturi, mai mult decât credem noi. Cu alte cuvinte, iată că în această experiență aș îndrăzni să cred că și noi învățăm de la elevi și, evident, învățăm unii de la alții. Și cred că acest concurs, dacă este să-l vedem și în perspectiva impactului mai larg pe care îl are în societate și în mediul educațional, ne trimite pe noi cei maturi la cuvintele Mântuitorului care spune că trebuie să fim ca și copiii ca să câștigăm împărăția. Și aici Arghezi are vorbă, fă-te suflete copil, știți? Și strecoară-te tiptil prin porumb cu moți și ciucuri ca să poți să te mai bucuri. Cu alte cuvinte, și noi cei maturi avem nevoie să transformăm felul nostru de a fi, de a gândi, de a ne raporta la relația cu cei tineri, cu elevii, tocmai pentru a ne face înțeleși și pentru a fi bucuroși de experiența pe care o trăim în școală. Este un psiholog vestit pe nume Stella Iancul, are o lucrare în care spune de ce vin copiii încruntați la școală, de ce vin supărați și identifică anumite probleme care ne vizează și pe noi cei maturi. Și atunci am putea să extrapolăm și să spunem altfel ce facem ca tinerii să vină bucuroși la școală, ca tinerii să vină bucuroși către experiențele, către tainele credinței, să vină bucuroși către darurile și bucurile și binecuvântările bisericii și așa mai departe. Și evident, cred eu că acest concurs ne ajută și ne determină pe fiecare dintre noi să responsabilizăm și să înfrumusețăm momentul, clipa pe care o trăim, pornind de la două perspective. Pe de o parte, asumând trecutul și valorile spirituale ale înaintașilor, pentru că sunt o zestre pentru noi și responsabilitate, această moștenire, rugându-L pe Dumnezeu să ne binecuvinteze viitorul și ce înseamnă să vedem viitorul și evoluția noastră în perspectiva darurilor dumnezeiești, și atunci înnobilăm prezentul și trăim clipa frumos și înveșnicim clipele vieții noastre. Este foarte, foarte frumoasă ideea de comuniune despre care spuneați. Să nu uităm totuși că este o competiție. Starea de competiție cu siguranță există și evident, mai ales la copii. Evident. Acum, în ce privește concursurile, olimpiadele, dacă bine mă aduc aminte, ele încep în spațiul grec încă cu acum 2700 de ani, cu acele olimpiade, cu acele concursuri și întotdeauna a fost promovată ideea de competiție, că de aceea este concurs, de întrecere, de a-l alege pe cel mai bun. Dar tot din cultura antichității avem și forma de primus inter pares, adică primul între egali. Copiii știu că toți sunt buni, că toți au anumite valori, că au trecut peste un anumit nivel și găsim și se găsește o formă de a-i aprecia și de a-i premia pe fiecare la nivelul lui. Și desigur, într-o evaluare mai profundă, dintr-o perspectivă religioasă, mai adâncă, psihologic, putem să învățăm și unde mai avem de îndreptat lucruri și putem să înțelegem concursul și într-o perspectivă a promovării competiției, dar și a asumării unei stări de smerenie. Putem să înțelegem concursul, dacă vreți, mă duc acum la Adler Bunăoară, care explica anumite experiențe educaționale pornind de la complexele de inferioritate care pot deveni aturi. Știți că apare în textele sfinte formula că Dumnezeu în cele slabe se face puternic și că noi încercăm prin experiența religioasă, prin trăirile credinței, să fim foarte echilibrați și atenți chiar și la particularitățile acestea care țin de evaluări și să înțelegem atunci când suntem pe culmile puterii, pe culmile împlinirii, să rămânem într-un duh de smerenie, pentru că este înainte de toate darul lui Dumnezeu, iar când suntem într-o stare de încercare sau într-o stare, zice noi, de abis, niciodată să nu deznădăjduim. Cu alte cuvinte, concursul trimite și spre forme de echilibru și mă întorc din nou și din nou la comuniune. Ne ajută și să păstrăm linie de echilibru între raționalitate și simțirile inimii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, este la mod acum mindfulness-ul, nu? Minte echilibrată, ordonată, puternică și așa mai departe, dar învățăm de la oamenii spiritului, de la oamenii credinței, pentru a avea o minte ordonată și echilibrată, trebuie să avem și o inimă împăcată și așezată. Și până la urmă copiii cu siguranță văd în celălalt aproapele. Dacă se vor citi treptat, treptat lucrările, operele copiilor, vom vedea că ei nu doar se exprimă, ci ducându-ne de la ceea ce au scris, la felul în care gândesc și trăiesc,
vom vedea că de multe ori copiii pot să fie modele pentru noi în felul de a se ajuta și de a empatiza, de a simți. Și eu cred că în școală, atunci când vorbim de competiție, trebuie să vorbim și de empatizare. Și trebuie să-l facem și să conștientizăm faptul că fiecare om în sinea lui este o valoare și încă mai mult decât atât, o valoare universală. De aceea cred eu că am reușit și reușim și întotdeauna putem îndrepta lucrurile și o să le facem și mai bune, dar să reușim și prin acest concurs să ne înțelegem mai bine într-o perspectivă a abordărilor interdisciplinare, pentru că orice știință din lumea aceasta, orice disciplină școlară ne trimite să vedem lucrurile mai adânc. Ne trimite înspre lume să descoperim lumea, cum zice Tatăl Ceresc, chiar în perioada creației, cum se spune lui Adam și Evei, dar în egală măsură ne determină și ne ajută să ne descoperim și pe noi. În câteva cuvinte, pentru că timpul este foarte scurt, cum se va finaliza acest concurs și când? Da. După sărbătorile Sfintelor Paști, vom avea competițiile la Olimpiadele de Religie pentru toate cultele, așa cum este firesc și legal și normal. După care, următoarea săptămână, la nivelul gimnaziului, clasele 5-8, vom avea la Alba Iulia etapa națională, unde vor veni către 300 de elevi. Și după aceea, în următoarea săptămână, la început de mai, la Oradea, vom avea etapa națională pentru elevii de la liceu. Și la fiecare dintre aceste etape, să spun așa, ale concursului, elevii sunt premiați, elevii sunt apreciați și încurajați să rămână perseverenți pe mai departe, să descopere lumea prin lectură și prin textele sacre să se descopere și pe ei. Domnule Vasile Timiș, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul jurnalului Trinitas și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc foarte mult și consider că prin ceea ce faceți dumneavoastră la postul dumneavoastră de televiziune, asumați pe de-o parte moștenirea culturală și spirituală a neamului nostru și ne oferiți nouă tuturor anumite perspective care ne determină să fim mai optimiști și mai încurajatori în darul lui Dumnezeu, dar și în forța și munca tinerilor noștri.